Curmalele sunt fructele unui tip de palmier originar din Orientul Mijlociu, mai exact din spațiul aflat între Egipt și Mesopotamia. Cunoscut și ca finic, curmalul face parte din familia Aracaceae și este cultivat în multe regiuni ale globului pământesc, din Africa de Nord până în Asia de Sud. În Orientul Mijlociu, curmalele sunt de mii de ani unul dintre alimentele de bază ale populației din această regiune. Unele dintre cele mai vechi dovezi arheologice de cultivare a curmalelor datează din mileniul 6 înainte de Hristos și au fost descoperite în Arabia. Consumul de curmale era atât de răspândit în viața de zi cu zi, încât vechii egipteni făceau inclusiv vin din curmale. În ziua de astăzi, producția mondială de curmale ajunge la aproape 9 milioane de tone anual. În Orientul Mijlociu, pe lângă fructe, mai sunt folosite și frunzele de curmal, care sunt consumate pe post de legume, dar și semințele fructelor de curmal, care sunt măcinate și amestecate cu făină, din care se fabrică pâine. Curmalele conțin copru, potasiu, fibre, mangan, vitamina B6, vitamina A, vitamina K și magneziu. Dacă vei consuma zilnic câteva curmale, nu vei mai avea nevoie de suplimente de vitamine. În plus, aceste fructe conțin zaharuri naturale, neprocesate, glucoză, fructoză și sucroză, așa că sunt ideale pentru o gustare rapidă între mese. Se recomandă consumul de curmale în perioadele de efort fizic și intelectual, dar și pe timpul iernii pentru întărirea sistemului imunitar, recomandate fiind persoanelor anemice, celor epuizate sau în covalescență și copiilor în creștere. Doar unul sau două soiuri de curmal au o concentrație modestă de fier. Restul au un conținut mult mai mare. Acest lucru, împreună cu energia ușor de asimilat, le fac un aliment ideal pentru cei care suferă de anemie și afecțiuni care produc oboseală cronică. Fiind un laxativ natural, tratează diverse tulburări intestinale și ajută la menținerea unei flore intestinale normale. Gama largă de aminoacizi prezenți în aceste fructe neutralizează hiperaciditatea sucului gastric, prevenind astfel arsurile. Consumul regulat de curmale ajută la menținerea unui control asupra ritmului de creștere a organismelor patologice și, prin urmare, la menținerea florii intestinale normale. Unul dintre principalele avantajele consumului de curmale este capacitatea acestor fructe de a menține un sistem nervos sănătos, datorită conținutului bogat de potasiu. Magneziul conținut de curmale tonifică mușchii și întârzie îmbătrânirea, evitând acumularea deșeurilor alimentare. Curmalele exercită o acțiune benefică și asupra prostatei și rinichilor. Cercetările susțin că un aport ridicat de potasiu poate să reducă riscul de accident vascular cerebral cu 40%. De asemenea, curmalele ajută la menținerea stării de sănătate a inimii. Deoarece curmalele nu conțin colesterol, consumul acestora nu îți va crește nivelul colesterolului din organism și, din fericire, dacă sunt consumate cu atenție, nici greutatea. De asemenea, curmalele au un rol foarte important în scăderea nivelului de trigliceride. Cu cât nivelul colesterolului rău din corp este mai scăzut, cu atât riscul de boli cardiovasculare, accidente vasculare cerebrale și altor afecțiuni cardiace este mai scăzut. Curmalele sunt foarte bogate și în numeroase tipuri de minerale de care oasele noastre au nevoie. Astfel, manganul, magneziul, seleniul și cuprul sunt recunoscute pentru menținerea sănătății sistemului osos și prevenirea de boli care afectează oasele, precum este și osteoporoza. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, oasele noastre devin din ce în ce mai sensibile, fiind deseori afectate, motiv pentru care este recomandat să consumăm alimente bogate în minerale, care să le mențină puternice și sănătoase pentru un timp cât mai îndelungat. Curmalele conțin vitamina B6, care ajută creierul să funcționeze mai bine. Asta înseamnă că vă veți putea concentra mai bine și vă veți aminti mai bine informațiile asimilate. În țările orientale, curmalele sunt considerate cel mai bun supliment alimentar pentru femeile însărcinate și cele care alăptează. Curmalele întăresc musculatura uterului și ajută la reducerea hemoragiei postpartum.
De asemenea, acestea conțin elemente care contribuie la atenuarea depresiei mamelor și îmbogățirea laptelui matern cu elemente necesare creșterii rezistenței copilului la diverse boli și unei dezvoltări armonioase. Deoarece conțin flor, curmalele pot ajuta la prevenirea apariției cariilor dentare. O importanță deosebită are conținutul de seleniu, care scade riscul îmbolnăvirilor de cancer și al afecțiunilor cardiace, întărind sistemul imunitar. Studiile au descoperit efecte benefice ale curmalelor în controlul cancerului abdominal, funcționând la fel de bine ca medicamentele specifice acestei afecțiuni. Curmalele se pot consuma ca atare sau rehidratate. Pasta de curmale se folosește adesea ca înlocuitor pentru zahăr în diverse preparate. Curmalele se mai pot adăuga în cereale, la micul dejun sau se pot folosi la prepararea torturilor, a compoturilor și a altor bunătăți. Curmalele uscate se pot măcina și folosi ca făină. De asemenea, curmalele proaspete au mult mai puține calorii decât cele uscate și conțin cantități mici de vitamina C care lipsesc din cele uscate. Contraindicații. Datorită consistenței lor cleioase, curmalele nu sunt recomandate copiilor cu vârstă mai mică de un an din cauza riscului mare de înnec. Totuși, ele pot fi folosite în anumite preparate ca și îndulcitor de la vârsta de 6 luni. Având un conținut ridicat de glucide, acest fruct nu este recomandat diabeticilor. Curmalele pot duce la alergii, iar alergiile pot provoca astm, așa că este bine ca persoanele sensibile să aibă grijă. Consumul excesiv de curmale poate contribui la creșterea în greutate, dar și la probleme abdominale precum constipația și balonarea.